Siguranța în școli. Acesta este obiectivul acordurilor de colaborare dintre Poliția Reghineană și unitățile de învățământ din municipiu. Odată cu începerea noului an școlar, în data de 15 septembrie, oamenii legii acordă o atenție deosebită siguranței elevilor, a personalului didactic și nedidactic din unitățile de învățământ. Activitățile poliției în acest sens au fost repartizarea polițiștilor de proximitate pentru fiecare unitate de învățământ, pentru buna colaborare cu acestea. S-au întocmit acorduri de colaborare pentru siguranța școlară cu fiecare unitate de învățământ pentru anul 2014-2015. Pentru a preveni eventualele neplăceri sau probleme odată cu începerea noului an școlar 2014-2015, polițiștii vin cu sfaturi atât pentru elevi cât și pentru părinți. Trebuie să ținem cont de ambuteiajele care pot să se producă în preajma școlilor, în special în orele dimineții, așadar părinții sunt rugați să fie atenți unde parchează. O altă recomandare vizează sumele de bani deținute de elevi. Pentru elevi și de asemenea pentru părinți, să nu lase bunuri de valoare sau să nu le dea copilor sume mari de bani cu care să meargă la școală, deoarece ne-am confruntat cu câteva evenimente în acest sens, cu privire la furturi de bani, de telefoane mobile, care, după cum știți bine, sunt foarte scumpe acum și din ce în ce mai mulți elevi duc la școală aceste aparate. Pentru siguranța elevilor, zona adiacentă unităților de învățământ va fi monitorizată de efectivele de poliție sau de jandarmi. Atât în incinta, polițiștii de proximitate vor desfășura în anul școlar care începe luni activități pe care după data de 15 le vor pune în aplicare împreună cu factorii responsabili ai unităților de învățământ, iar în afara, în zona adiacentă a acestor unități, vor fi în permanență polițiști sau jandarmi care vor asigura ordinea și liniștea publică. Polițiștii reamintesc faptul că în cazul sesizării unei probleme, a unui incident în unitatea școlară sau în zona adiacentă acesteia, putem apela serviciul unic de urgență 112.